Vom studia astăzi un meci foarte interesant, finala campionatului mondial IBJF de anul trecut, 2019, la categoria minus 100 de kg. O să pun puțin pauză să vă spun câteva lucruri interesante care vor face meciul și mai interesant despre cei doi. În stânga cu kimono albastru Mohamed Ali, în dreapta kimono alb Nicolas Meregali. Amândoi sunt campioni mondiali. Ali în 2018 Meregali în 2017, Meregali la prima a sa participare la un campionat mondial la centuri negre a reușit să iasă campion mondial L-a învins în finală pe Leandro Loh. Iar ceea ce este interesant că cu un an înainte acestui meci în 2018, Mohamed Ali a ieșit campion mondial Învingându-l pe Meregali în semifinale cu 5-0 cei doi se mai întâlniseră cu încă un an înainte, în 2017, atunci când la Panamericane Meregali câștigase prin finalizare. Cu spram finala campionatului mondial, centur negre IBJJF, categoria uh, minus 100 de kg. Ali, kimono albastru, Meregali, kimono alb, un meci între un pasador, un sportiv care place să depășească, cum este cazul lui Ali, și cu împotriva unui sportiv care îi place să lucreze din gardă, Nicolas Meregali. Evident o postură joasă pentru Meregali, încearcă să evite o intrare la picioare a lui Ali și vrea să tragă gardă cât mai repede, ceea ce și face în acest moment și o să oprim un pic aici să vedem exact situația. De la Riva este garda pe care o folosește de cele mai multe ori uh, Nicolas Meregali. În general încearcă să controleze acest braț uh, al adversarului. Lucrează destul de uh, interesant o De la Riva mai puțin folosită, adică pe partea lui dreaptă, pe piciorul stânga adversarului și asta eu cred că este unul dintre motivele care își încurcă foarte mult pe, pe adversarii săi. Mâna aceasta controlează piciorul, mâna stângă controlează gulerul. E o priză foarte bună în momentul în care vreți să lucrați de la riva sau orice formă de gardă deschisă, să aveți această mână în guler, să puteți să împingeți cu ea, să creați spațiu atunci când adversarul vă presează foarte mult și poziția nu vă convine, dar la fel de bine să și trage să rupeți postura și o să vedem că este unul dintre lucrurile care favorizează desfășurarea acțiunii ulterior. Aș spune că este acesta picior, acesta este cel mai important aspect din de la Riva, el face diferența, el creează, creează spațiu, creează dezechilibrări, exact cum vom vedea în continuare. Ali face aici uh, un lucru care cred că eu că, de fapt, l-a și costat. Uh, are în, de la Riva, în modul în care ești de la Riva, dacă mâna adversarului nu este în kimono, cum este cazul aici al lui Meregali, în momentul în care ești deasupra, scopul este ca acest picior să îl împingi între picioarele tale ca să poți să-l controlezi, să nu te mai împingă cu el, să nu mai crezi de dezechilibru și așa mai departe. Problema este că a lăsat acest uh, această priză pe Guler, cred că ar fi fost mult mai important să vină cu ambele mâini și să rupă, să rupă această priză și de-abia după aceea să lucreze pe picior. Uh, vom vedea în această situație, el încearcă Ali să ducă acest picior între picioarele lui. Mergale are niște picioare foarte lungi, foarte puternice. Dacă vreți un secret uh, legat de gardă, dacă vreți să aveți o gardă foarte bună, și nu aveți flexibilitate foarte mare, dezvoltați-vă zona corului, zona mediană, musculară mediană și mușchii din zona asta, hip flexor, n-aș să vă spun cum e în română, o să mă uit eu după aceea să văd care este exact denumirea. Piciorul ăsta al încearcă să-l bage între picioarele lui, dar după cum vedeți are o postură foarte, foarte ruptă și uh, o să-l să l coste destul de mult. Controlează în, continu în, în continuare Meregalii trage și acum va face un lucru foarte interesant. Uh, reușește să ridice piciorul stâng al lui Ali de pe sol prin această dezechilibrare, prin tragerea cu mâna lui stângă, uh, reușite să-l dezechilibreze îi ia piciorul de pe sol și după cum vedeți, piciorul lui, lui Ali ajunge pe pulpa lui Meregal. Este o poție foarte bună de control. Vedeți și acest hook cu care a reușit să încarce piciorul lui Ali. Este un tip de gardă pe care îl folosesc foarte bine cei de la AOJ, Guy Mendes, Rafa Mendes și sportivii lor. Asta face un lucru foarte interesant, îl dezechilibrează pe Ali și va crea un spațiu între mâna acestuia pe care o putem vedea aici și picior pentru ca acest picior să treacă și să uh, găsească spațiu pentru a ataca omoplata sau uh, triunghiul. o să dau puțin în spate aici ca să vedem pentru că este un moment foarte important al meciului și un aspect foarte important din de la Riva. Mâna aceasta trage, vedeți cât de încordată este. Piciorul încarcă, piciorul acesta încarcă, în special cu acest hook, reușește să ridice pe pulpă. Este interesant că nu nu reușește să nu prea folosește acest picior, după cum vedeți piciorul acesta este în exterior. Dacă piciorul ăsta ar fi fost pe pulpă aici în interior și ar fi împins cu el, dezechilibrarea ar fi fost și mai mare, însă Ali îl controla foarte bine aici și nu, nu să-l folosească. Dezechilibrează și o să vedem în cadrul următor aici faptul că piciorul acesta a rămas în aer, iar mâna aceasta, după cum vedeți, este și ea separată foarte mult de picior. Mâna asta nu este aparată de absolut nimic. Nu este aparată de șold, nu este aparată de genunchi și tot acest spațiu pe care meregalii îl are la dispoziție cu piciorul este un, este un, punct în care poate să atace, cum vă spuneam, fie omoplata, pe care probabil că o vedeți aici, este evidentă, fie triunghi, cum va ataca Meregalii. De ce? Pentru că mâna lui Ali este pe sol. Mâna nu mai este pe picior pentru că meregali l-a dezechilibrat, a vrut să-l arunce uh, pe această direcție. O să vă arăt imediat. Asta este direcția pe care uh, meregalii a vrut să-l arunce, și a fost nevoit ca să, nu, ca să nu fie inversat să posteze cu această mână. Faptul că a postat cu mâna asta, celălalt picior care nu se vede în cadru, dar se va vedea imediat al lui Meregali, după cum îl vedeți, apare din șold, vine peste mâna lui mâna dreaptă, pe care o vedem aici, a lui Ali, și uh, va ataca un, un triunghi. Uh, ce trebuie să înțelegem din acest lucru este cât de important este să dez, ca să atacăm, uh, în special în momentul în care avem un adversar similar, cât de important este să atacăm, o finalizare Dând o momeală Încercând să dăm o inversare Să ne facem că ne după o inversare Ca să-l deschidem pe adversar Să-l facem să greșească Cum a fost cazul aici cu Meregali. O mare greșeală De care vă spuneam Mâna fusese în guler A plecat imediat Acum încercând uh, să apere Mergali imediat se duce cu mâna aceasta La uh, mânecă De drumul la, la picior Tocmai pentru a-i controla brațul Și a-l trage într-o omoplata, după cum vedem, nu este foarte interesat de, de, triunghi. De ce nu este interesat de triunghi? Pentru că uh, Ali deja era sus, era posturat, după cum îl vedeți, este într-o postură înaltă, nu e pe genunchi, iar fi fost greu să-i rupă postura, să-l tragă de cap și să-l finalizeze, așa că preferă să ducă după o omoplata. Ali se apără deocamdată destul de bine, Uh, și o să vedem un lucru foarte interesant imediat, uh, faptul că în momentul în care adversarul este uh, posturat, cum, după cum îl vedem pe Ali acum, uh, el uh, este cumva tras în jos de această mână. De fiecare dată când prindeți omoplata și adversarul este în picioare sau posturează, începe să se îndrepte, să se ducă cu spatele uh, să se să alinieze coloana. Este foarte important să aveți cealaltă mână, deci nu aceasta dreapta, mâna dreaptă care controlează kimono, ci mâna, lui, mâna voastră stângă să controleze gulerul, pentru că asta îi rupe postura și îl împiedică pe el să se îndrepte foarte mult. Din păcate, în acest moment, pentru că nu a reușit să ducă acest braț în jurul, în jurul pulpei sale, meregalii o să-i fie foarte greu să blocheze acest picior, una dintre cele mai eficiente apărări este să, să sari peste adversar, să duci peste el, ceea ce va face Ali și îl uh, va pune într-o situație destul de, de dificilă, cel puțin pentru moment, pe Meregali. După cum vedeți, din omoplata, aproape direct în control lateral, în. Uh, în stânga lui Meregali acesta se sizează imediat și vine în acest cot. Foarte important detaliu și aș vrea să țineți cont de el de fiecare dată, în momentul în care vă este garda, vă este amenințată, vă este depășită, este foarte important să veniți minim pe cot, în cazul cel mai bun pe palmă, dacă el s-ar fi sprijinit pe palmă aici, asta să vedem exact. Da. După cum vedeți, vine, vine pe palmă și uh, reușește să. Uh, să aibă un, un frame un cadru foarte bun. Creează un cadru cu această mână și cu mâna cealaltă creează un cadru foarte bun. Gândiți-vă că mâna lui Meregali, mâna dreaptă care acum este în uh, uh, mânecă, controlează mâneca. Dacă ar fi fost în guler, ar fi fost ar fi creat un, un cadru foarte bun pentru a menține distanța. În momentul în care cineva vă depășește garda, nu rămâneți pe spate, veniți în cot. Și cel mai bine în palmă, dacă, nu reușesc, dacă veniți din prima în palmă, este ideal, dacă nu un cod, pentru a reuși să creați un cadru foarte bun. O încercare de a-l inversa pe, pe Ali a reușit să-i să prindă această mână. Vedeți, a scăpat de controlul lateral, tocmai pentru că avea brațul acolo la... Vom, vom revedea exact aici, se vede cum brațul lui este pe dedesubt și prin acest braț reușește să creeze presiune să-l ducă în stânga lui Ali, în dreapta lui, în dreapta lui Meregali pentru a-l dezechilibra. Încearcă să-i tragă brațul, încearcă din nou să-l inverseze Ali cu, un, cu niște calități incredibile. Reajustează Meregali și ajunge în aceeași poziție un, O secvență foarte, foarte spectaculoasă pe început de meci, Cu un atac al lui Meregali Și îl vedem acum revenind în aceeași situație Brațul este departat Este o, o distanță mică în acest moment Dar Meregali va încerca, o să vedeți, să creeze același uh, spațiu S-a realizat o să dau puțin înapoi să vedem exact, pentru că, cum vă spuneam, Meregali încearcă să lucreze de la Riva controlând acest braț, nu cum a făcut pe începutul de meci, când a controlat gulerul, și aici va, va trage cu acest braț, cu brațul stâng, Va împinge cu acest picior, va trage mâna pentru a crea din nou un spațiu. Vedeți că aici spațiul este foarte mic, spațiul este aproape inexistent aici, probabil că și un ne puțin, dar între genunchi și cod nu există uh, uh, probabil deloc spațiu, însă este spațiu pe care mergari vrea să-l creeze. Un Lucru foarte important aici pe care trebuie să înțelegeți, majoritatea atacurilor din gardă vin de la separarea brațului de corp. Dacă reușiți, reușiți să creați separație între braț și piciorul lui, aveți o grămadă de atacuri aici, de la chimura, omoplata, arbar, triunghi și așa mai departe. Trage... Mergali trage, trage cu acest braț, trage cu mâna pe care acum nu o mai vedem de brațul lui Ali și vedem iarăși piciorul, intră, îl vedem până aici sus, este între brațul lui Ali și picior, picior și corp, iar acest picior, după cum vedeți, controlează um, acest braț într-un mod foarte, foarte eficient. E o poție foarte bună pentru, pentru Meregalii. Uh, renunță pentru un moment, după cum vedeți, uh, a simțit probabil că nu poate să ducă acest picior pentru că ali îl controlează și uh, este o situație foarte bună la care uh, din nou mergali insistă și o să, o să vreau să ne uităm din nou pentru că este foarte important ce se întâmplă aici. După, după cum vă spuneam, are tot acest spațiu are piciorul care îi permite să se ducă omoplata, după omoplata, tocmai s-a dus adineauri, dar neavând acest picior liber și-a dat seama că nu poate să pună presiune în jos, nu poate să-i rupă postura. Dacă piciorul acesta ar trece peste, piciorul stâng trebuie să vină și el într-un triunghi cu picioarele ca să-i țină postura jos lui Ali. Își dă seama că Ali îl ține de picior, de aceea a ezitat, însă acum pleacă din nou cu piciorul, lovește foarte puternic la omoplata în momentul în care plecați la omoplata sau la armbar. Piciorul ăsta pleacă similar ca la armar sau la pendul. Este important să loviți cu el pe acest unghi de 45 de grade în direcția asta pentru a-l dezechilibra pe adversar, pentru a nu-l lăsa să fie deasupra voastră aici să vă poată împacheta. Faptul că și-a dat seama că nu poate să pună presiune, îl face ca în acest moment, vedeți, deja Ali se îndreaptă, face postură pentru că Merigali nu poate să ducă acest picior peste și să creeze triunghi cu picioarele pentru a-i ține postura jos. Însă face un lucru foarte bun aici, vine cu mâna, își ține piciorul și asta creează acea presiune, acea rupere de postură despre care vă spuneam. Vine din nou pe Guller, Ali încearcă din nou să sară peste, să facă aceeași săritură, de data asta Merigali anticipează, știe exact ce va veni pentru că l-a simțit prima dată cum se apără, a venit cu mâna, blochează piciorul și um, îl controlează mult mai bine. Ali din nou cu postură, cu spatele drept. Aici este lupta, de fapt, să reușești să-l ții pe adversar jos. Meregali încearcă să-l controleze cu acest braț. Vedeți, îl ajustează, vine mai sus ca să-l tragă, să-l ține pe Ali jos. Îi pune presiune și uh, îl controlează foarte bine. Încearcă să smulgă mâna Ali, vedem că din ce în ce mai mult și în cele din urmă reușește să scape. Foarte interesant pentru că au fost două atacuri Aș putea să-l numesc chiar al treilea Pentru că a, a reușit și în acele prime momente Să creeze acea separație la triunghi Și uh, continuă meregalii să fie la fel de eficient Cu același atac Deci un singur atac a avut Și a fost eficient de fiecare dată cu el s-a apărat și el foarte bine Din nou lasă mâna în guler, uh, Și încearcă să controleze acel picior Vedeți cât de, uh, Acum reușește să-l ducă a reușit să ducă piciorul. Ăsta este scopul în momentul în care sunteți în de la riva, să duceți acest picior între picioarele voastre, pentru că nu mai este eficient, nu mai poate să împingă, nu vă mai dezechilibrează, nu mai poate să vă atace cu, să zicem, cu triunghi sau orice alt atac. Problema este că dacă ați dus acest picior între picioarele voastre și aveți un minim de, de impuls, de direcție încolo, cu această mână adversarul din nou poate să vă tragă, preia acest momentum, și o să vă dezechilibreze Este exact ceea ce face acum Meregali Din nou a preluat acest picior, l-a luat pe pulpă Și îl dezechilibrează pe alii. Vedem mâna aici trăgând de guler. Ce e important să rețineți În momentul în care cineva vrea să, vă, să se ducă după ni slide În momentul în care este în garda voastră deschisă Sau unul de la riva, cum e cazul aici Obligatoriu, 3. O mână să fie pe picior o mână în guler. Mâinile tot timpul trebuie să facă ceva, mâinile tot timpul trebuie să aibă o priză. A reușit să ducă piciorul ăsta și se duce după knee slide, în special dacă a plecat după knee slide, este momentul să îl dezechilibrați. Pe direcția pe care el vrea să se ducă, piciorul îl ridicați de pe sol, îl împingeți și aici se va crea un spațiu pentru piciorul ăsta ca piciorul să să iasă. Vedem, a, a, a avut un momentum așa de puternic uh, Ali încât în momentul în care a plecat și uh, Meregali l-a împins, pur și simplu l-a dermat, l-a pus pe sol, este nevoie să se sprijine în acest cot. Același atac, a patra oară în care Meregali se duce după omoplata, uh, parcă nici. Uh, acum ar fi fost prim, începutul de meci, parcă e primul atac pentru Ali, l-a atacat de patru ori cu, aceiași, cu același lucru. Avantajul, care este de data asta? Gândiți-vă, am pus pauză un pic, dacă vreți puneți pauză uh, acasă și gândiți-vă care este marea diferență la acest atac față de ce s-a întâmplat uh, mai devreme. Uh, o să vă spun uh, acum, uh, marea diferență este că de data aceasta Ali este jos. L-a prins pe genunchi, n-a mai fost uh, sus pe picioare, este mult mai greu să se ridice, e mult mai greu să postureze, probabil că cu mâna cealaltă, cu mâna dreaptă, Merigali și controlează Nici nu știu dacă se va ridica sau nu se va ridica Nu văd că nu reușește să se ridice Și vedem deja Merigali duce acest braț Pe spatele adversarului Este mult mai mult mai ușor să-l controleze Din păcate pentru Mergali Cred că acest braț nu este În poziția clară de omoplată O să vedem imediat Dar deja vedem că este o postură joasă pentru Ali Și o să-i fie mult mai greu să se apere Da, vedem Mâna lui este aici și uh, îi va fi mult mai ușor să se, să se apere de o omoplata uh, dacă Nicolas va ataca acest lucru. Controlează mult mai bine postura, are această mână care vine acum și uh, cel mai probabil să o încerce să o ducă uh, la o poziție de omoplata. Uh, cum vă spuneam, omoplata trebuie să ajungă în acest, uh, în această parte a șoldului o să încerc să vă arăt aici, este zona în care brațul lui uh, uh, Ali trebuie să ajungă și este poziția în care ar realiza uh, meregalii omoplata. Ii controlează bine postura și pentru faptul că are piciorul foarte sus pe omoplat, uh, nu mai este jos aici pe triceps și îl controlează foarte bine. Foarte important ceea ce face aici uh, uh, Nicolas Meregali reușește să vină cu piciorul. În momentul în care, să o să dau puțin înapoi, să vedem încă puțin. Vedeți, după cum vedeți, aici este aliniat, este cu spatele drept pe sol. Nicolas reușește cât de cât să pună presiune, Îl vedem că este aplecat foarte mult Ali, cu siguranță ar vrea să se ridice, să postureze de aici, să-și ducă spatele capul și spatele în sus, însă ceea ce Nicolas vrea este să reușească să-l facă să ajungă iarăși la sol. Pentru acest lucru, o să las imaginea să meargă în continuare, vedem că vine pe o parte. Vine pe o parte tocmai pentru că vrea să ajungă ori cu acest picior, ori cu celălalt să agațe piciorul drept al lui Ali. O să vedem că, în primă instanță, dacă nu mă înșel, vine cu piciorul drept, da, cu, scuze, cu piciorul stâng, prima dată vine cu piciorul stâng, și ulterior imediat vine cu piciorul drept și agață acest picior. La, un, la o persoană cu lipsă de flexibilitate a umărului Genul acesta de presiune pe care îl pune acum Nicolas ar fi putut fi de ajuns ca să l finalizeze Mai ales că pune și această presiune După cum vedeți este foarte compactat Dacă nu ai atât de multă flexibilitate încât să poți să ții piciorul ăsta În această poziție cu corpul atât de lipit Ai fi forțat să, să bat, să renunți la luptă Reușește să-l controleze, îl pune pe spate îi prinde un arbar, vedeți, un arbar la care uh, Ali se apără foarte interesant și asta este un aspect asupra căruia vreau să insist modul în care uh, se apără de arbar. O să dau puțin înapoi și o să vedeți aici. După cum vedeți, picioarele lui uh, uh, Nicolas... Este destul de depărtat de uh, umărul lui uh, Ali. În acest moment, probabil că cotul este undeva aici. Chiar dacă ar ridica pelvisul, nu ar pune presiune și nu a reușit să-l finalizeze. Numai că trăgând de această mână, și probabil care și aici au oprit, o să vedem imediat când începe acțiunea, reușise să se ajusteze. Bun. A tras, după cum vedeți, a tras cu amândouă mâinile. A tras cu mâna aceasta, a tras cu mâna cealaltă și a împins șoldurile în această direcție. Și a reușit să vină foarte aproape. Cum se apără uh, Ali? Și vă recomand să vedeți un match de la ADCC 2003 sau 2005, dacă nu mă înșel, Vini Magalaeș cu Fabrizio Verdum, când Verdum îl ține, probabil, nu știu, un minut, poate chiar două, pe uh, Vini Magalaeș într-un armbar, fără să reușească să-l finalizeze. Ce se întâmplă aici? În momentul în care cineva încearcă să vă va a îndreptat mâna la armbar. Nu zic că uh, trebuie să insistați aici pentru că poziția e foarte riscantă. Mai dacă sunteți într-un meci și adversarul trage tare, poate să vă rupă mâna. Deci nu riscați decât dacă sunteți în finala campionatului mondial la centru negre, cum e cazul aici. Glumesc că decideți uh, fiecare dintre voi cum vreți să vă apărați. Ideea că cu cât stau îndreptat mai mult spre el, dacă ar fi venit cu umerii paralel cu solul, iar fi fost foarte ușor să pună presiune în schimb în acest moment Ali își duce umerii în această direcție ceea ce creează aici un, un arc de cerc șoldurile lui Meregali în momentul în care acum încep să pună presiune în sus ca să realizeze acest armbar creează o presiune și aici pe umăr sau în special aici pe umăr și din această uh, flexie din acest arc de cerc pe care spatele și brațul lui Ali îl realizează, reușește să anuleze. Deci presiunea aceasta se duce mai mult în număr și reușește să se apere. Mai mult decât atât, reușește să-și rotească brațul, după cum vedem. Deja cotul a început să se flexeze aici într-o într poziție în care pelvisul lui Meregali nu mai poate să-i pună presiune. Și uh, Merigali face o mișcare foarte, foarte bună, renunță la acea omoplata pentru a-i lua uh, spatele lui, uh, lui Ali. Ajunge, mai mult decât atât, ajunge într o poziție foarte bună. vine cu picioarele, este cu picioarele foarte sus și fac aici o încă o, o paranteză. Este foarte important în momentul în care ajungi la spatele adversarului să reușiți să veniți cu picioarele sus, să veniți peste uh, umerii lui, cel puțin cu unul dintre picioare, cum vedeți în acest caz, acest picior care a blocat brațul uh, drept al lui Ali. Brațul ăsta nu mai este folosit sau cel puțin în momentul ăsta nu îl folosește. Se apără doar cu acest braț și acest braț este liber să stranguleze. O poziție foarte bună pentru Meregali. Se duce acum, vrea să se ducă după uh, spate, pierde și va ataca din nou brațul uh, pentru moment uh, cu omoplata, însă renunțe imediat pentru a veni în control lateral. O să mai vedem din nou această secvență, că este foarte, uh, foarte interesantă. Avem aici un prim atac cu omoplata, nu reușește să ducă brațul foarte mult în jurul pulpei pentru a-l face uh, mult mai eficient, uh, a face mult mai eficient această finalizare. Vine pe o parte, prinde piciorul lui Ali, îl pune jos, trage de braț, se duce după armbar, acesta flexează brațul foarte mult, îi dă spatele, uh, Mergali prinde spatele, Ali începe să răsucească înspre el. O să vedem acum în stânga cedează, aici ar fi fost un moment bun în care uh, Nicolas ar fi putut să tragă piciorul acesta pe sub el și să vină în control deasupra sau să continue cu acest uh, triunghi, de fapt avea aici un triunghi, însă o să vedem că uh, Ali reușește să se apere vedem cu acest braț, l-a băgat pe sub piciorul lui, uh, lui Nicolas îi împinge piciorul tocmai ca să anuleze acest triunghi și îl forțează pe acesta să vină mai departe în control lateral. După cum vedeți, au trecut aproape 3 minute și vreo 20 de secunde. Și am avut foarte, foarte multă acțiune într-o finală de campionat mondial Ce înseamnă să avem un sportiv să pun o pauză aici ca să menționez acest lucru Pentru că Merigal e unul dintre sportivii mei preferați Un sportiv care uh, atacă de fiecare dată Un sportiv spectaculos, se duce după finalizări Este un sportiv foarte ofensiv Nu încearcă aproape niciodată să stea la stalling Să tragă de timp și așa mai departe Îl vedem, are 2-0 A reușit să ia acea inversare nu se dă, uh, fac o, aici o paranteză legată de uh, scor, pentru că văd de multe ori această uh, impresie că dacă ai venit în control lateral, ți se dau puncte pentru depășire, 3, uh, 3 puncte. Am mai aud la competiții puncte pentru control lateral. Punctele nu se dau pentru control lateral, punctele se dau pentru depășirea de gardă. Depășirea de gardă se dă în momentul în care adversarul a fost cu picioarele în fața ta într-o formă de gardă. Gardă închisă, gardă deschisă și așa mai departe. Meregali a venit din control spate. De fapt, control spate, după aceea triunghiul acela și în control lateral. Deci n-a fost vorba de o depășire de gardă. Un underhook din partea lui Meregali. Atacul din punctul meu de vedere sau poziția numărul 1 pe care trebuie să o căutați în control lateral. Luați acest underhook de fiecare dată când sunt. o să dau puțin în spate, în momentul în care ați ajuns în control lateral. nu se vede foarte bine. Ideea că trebuie să veniți cu acest braț pe sub brațul adversar. între braț și corp. luați underhook-ul, se deschid o grămadă de atacuri. Kimura, armbar pe partea cealaltă, armbar 180 de grade luat spatele și așa mai departe. Căutați, dacă nu aveți soluții în, în, control lateral, căutați underhook ul și de acolo se deschide o grămadă de posibilități. Contrează foarte bine acel braț Ali. Din nou, câți dintre noi am putea să facem ce a făcut acum Ali? O să dau puțin înapoi. Pur și simplu s-a smucit din această poziție. Vedeți, Merigali îl controlează aici cu underhook-ul, îl controlează de spate, de centură, tocmai ca să-l țină, să-l mențină în această poziție, cu spatele perpendicular pe sol. Însă Ali reușește să se zmucească, îl ia pur și simplu pe sus pe, pe Meregali, îl ridică de la sol, după cum vedeți, și reușește să creeze spațiu, să vină pe burtă contorsionat cu totul Mai mult ca sigur se duce aici după acest picior Nu reușește să-l prindă și reușește să-l aducă în demigardă Vedeți câte lucruri s-au întâmplat Au trecut 4 minute, 3 minute și ceva din acest meci, 3 minute și jumătate Și s-au întâmplat foarte multe lucruri O poziție foarte bună pentru Meregali Acest braț vine pe dedesubt și controlează brațul drept al lui Ali mâna stângă a lui Ali este în sol aici. Dacă vă imaginați puțin, Ali este de fapt cu spatele pe pieptul lui lui Nicolas. E o poziție foarte, foarte grea din care, din care să se mai apere, pentru că mâna asta nu împinge, nu poate să îl poate să-l împingă pe Meregali, se anuleze acest knee slide cu care se duce, mâna asta la fel este și a blocată. Încearcă să scoată, trage piciorul, Ali pare și destul de obosit, după ce s-a apărat minute întregi. O mână este în guler, poate să atace de aici un, un clock choke, însă Meregali iese de acolo, vrea să-l controleze cât mai bine, să poate chiar să-l fixeze, să-și ia punctele pe Ali. Ali cu o poziție foarte bună, o să dau puțin în spate aici, a reușit din nou să vină înțestoasă și are această mână care îl controlează pe, pe În acest moment, dacă ar reuși să ducă acest picior pe sub piciorul celălalt, ar reuși să să recupereze de migar de una dintre uh, cele mai bune ieșiri din, uh, din control spate. Rulează Nicolas și ajunge la spatele lui uh, uh, Ali cu o mână de în Guler. Foarte important și iarăși vreau să, să, să preciza acest lucru pe care vreau vrea să-l rețineți. Ce face marea diferență între niște sportivi de acest nivel, cum sunt Mohamed Ali și Nicolas Meregali, și în general sportivii de foarte mare valoare față de sportivii uh, să zicem, mai slab sau chiar de practicanții de hobby. Uh, ideea e că, până la urmă, și fac același lucru pe care le facem cu toții. Uh, iau, iau, un control spate și așa mai departe. Evident, au atribute fizice, au foarte multă tehnică, dar cea mai mare diferență pe care, uh, cea mai mare diferență este că Uh, uh, art foarte bine etapele de la o mișcare la cealaltă și ce vreau să spun cu chestia asta, o să dau puțin înapoi este faptul că mâna aceasta a lui Meregali, care într-adevăr era deja aici pentru că ataca un clock choke sau era într-o poziție de clock choke, din momentul în care se duce peste o să vedem că o să sară peste șoldurile lui Ali, pentru că știe că Ali vrea să-l tragă, cum vă spuneam, în demigardă anticipează acest lucru și sare pur și simplu peste el și o să aibă mâna asta de geangular. Ce vreau să spun este că marea diferență este că ei fac niște, au un timing foarte bun. Timing înseamnă mișcarea potrivită la momentul potrivit. Un avansat de, de, de această valoare sau chiar și de o valoare puțin mai joasă, poate un, un sportiv foarte bun la centură, alb, albastru, maro și așa mai departe, mov și așa mai departe, reușește să conecteze niște lucruri înainte să le anticipezi. Dacă mâna asta se apără aici, la, la picior, și mergali sare în control spate, fiți sigur că mâna asta, chiar dacă nu era aici, pleca în, pe această tranziție, pleca în guler. Și asta face o mare diferență, tranzițiile. Cei care sunt foarte buni înving în primul rând pe tranziții. În momentul în care există o tranziție, există un moment de speculat. Dacă el se apără, de poziție nu poate să se apere în același timp și de strangulare. Dacă se apără de strangulare, nu o să se mai apere de poziție. Dar în momentul în care ești în controlul, să zicem, înțestoasă aici, preocuparea lui Ali, în primul rând, este să apere poziția. Nu se gândește deocamdată la strangulare, pentru că, evident, că asta, mâna asta nu nu strangula efectiv aici. Și atunci, dacă în momentul în care el speculează, Mergari speculează și se duce la spate și are deja mâna aceasta, mâna aceasta în momentul în care o să ajungă în control spate și o să ruleze peste, o să vedem că este deja în gulerul lui. Dacă mâna n-ar fi fost acolo, fiți convinși că pe această tranziție mâna s-ar fi dus direct în guler și asta este un lucru pe care puteți să-l luați în considerare. Puteți să încercați să aveți un, acest, un astfel de game ofensiv nu zic că nu se potrivește pentru toată lumea, mie de exemplu nu mi se potrivește, nu e genul meu de game, uh, eu game-ul meu îmi mai mult spre control, însă uh, puteți încerca să vedeți dacă vi se potrivește pe tranziții să încercați să aveți o poziție care să faciliteze o finalizare. Nu confundați cu ideea de a vă duce din orice poziție după finalizare. Este o mare diferență între a te duce după finalizări fără să te intereseze pozițiile, nu. Meregali atacă spatele, însă mâna lui este deja în guler. Are un singur cârlig. Reușește să vină, să reajusteze, să suie din nou peste adversar. Vine cu ambele picioare. După cum vedeți, ambele picioare ale lui au blocat acest braț cu care Ali nu se mai poate apăra. Se apără cu mâna asta, nu-mi dau seama exact unde, unde este. Începe să tragă, reușește să, să mențină uh, Ali și scapă din această poziție. De ce a scăpat? Și o să vedem că este un detaliu foarte important. După cum vă spunea ceva mai devreme, în momentul în care ajungi la spate și vrei să strangulezi pe cineva, vrei să fii cu picioarele cât mai sus, peste umerii lui, poziția corpului se duce și ea în sus, începe să se ducă în sus, mai ales dacă aveți un tors foarte mare, sunteți destul de înalți, și vrei să-l lăsați pe adversarul undeva între picioare să cadă în sol. Pentru că atunci strangularea se realizează mult mai bine și puteți să-i rupeți și postura capului ca să-l strangulați. Ali nu vrea să lase umerii pe sol și își aruncă umerii sus peste meregalii tocmai ca să slăbească această, această, mână care este în gâtul lui. După cum vedeți aici, se împinge în picioare, face un pot și ajunge sus, recâștigând acest spațiu pe care Mergali îl, îl, luase. S-a dus cu un trei corpus sus pe el, a îndepărtat acest braț al lui mergalii de corp și cel puțin pentru un moment se salvează de această situație. Îl vedem cum lucrează în continuare pe Marigali cu picioarele, în general ajustările cele mai importante din, din control spate sunt făcute, sunt făcute, cu picioarele. A reajustat și un moment de respiro, știe deja că a luat puncte, are 6-0 după 5 minute împotriva unui sportiv cum este Mohamed Ali, este o, o, realizare foarte mare la jumătatea meciului să ai, -ai 6-0 și 4 avantaje, după cum vedeți. Încearcă să introducă mâinile, Ali se apără destul de bine în acea poziție, acum încearcă să-l întindă, să-l îndrepte și să reușească să bage mâinile. Cu cât mâinile lui Ali, după cum vedeți, cu cât sunt mai sus, cu atât comprimă mai mult spațiu, ne lăsându-i posibilitatea lui Meregali să bage brațele pe acolo. Reușește să prindă din nou, priza, vedem aici o priză pe guler, vedeți că spațiu este totuși aici, este un spațiu pe care Meregali îl va închide în următoarele momente, Ali se apără aici, nu are o priză foarte bună, cred că dacă ar fi venit și cu brațul acesta ar fi făcut o treabă ceva mai bună, brațul celălalt, brațul drept al lui Meregali este în, în gulerul celălalt. Foarte important și aici o altă paranteză atacați în momentul în care atacați spatele, este foarte important să-l aduceți pe adversar pe brațul care este sub brațul lui. Clasic, jiu predat acum câțiva ani spunea că trebuie să-l ducem pe, pe partea cealaltă, pe partea cu brațul ăsta. Noul jiu ne spune că trebuie să-l ducem pe brațul ăsta, pe brațul care e l-a sub braț și iar acest picior se ducă încolo, se ducă cât mai mult dacă se poate să iasă de aici de pe șoldul lui uh, Ali, tocmai ca să nu-i mai permită acestuia să pună acest picior jos și să-l uh, să controleze. Același lucru face, îl face uh, Nicola Meregali acum, aceeași poziție, se duce cu picioarele sus, uh, reușite să prindă o priză bună, Trage și reușește să câștige. Mare bucurie pentru Meregali. Reușește să-și să ia revanșa, să recâștige titlul pe care îl pierduse în 2018. Dezamăgirea pentru Ali. A fost un meci destul de slab pentru el. Meregali l-a luat foarte tare de la început și i-a fost greu să mai revină. A fost în permanență în, în defensivă. Au fost foarte multe atacuri, vă sfătuiesc să revedeți meciul cap -coadă. este pe YouTube, să l revedeți fără comentarii, fără această analiză. Știu că am vorbit foarte mult, că am întrerupt de multe ori și am tăiat din firul acțiunii. Este mult mai frumos meciul când îl vedeți cap coadă și să vedeți, să revedeți de câte ori a atacat Merelak